Oameni de la Dorohoi, conduși de doi ofițeri, vor pleca la data de sosire la zona Galați, în zona Calamitate, va fi în jur de ora 21. Vor pleca dotați cu echipament specific, în sensul cizme, mănuși, lopeți, pentru a fi de ajutor în efortul de, să spunem, curățare și de aducerea la stare inițială a gospodăriilor Calamitate. Anterior acestei acțiuni, în zona a fost trimis un microbuz de transport persoane. Al doilea punct pe ordinea de zi este cel referitor la legile pentru Senat și Camera Deputaților și pentru Președinția României din acest an. În această perioadă au fost emise ordinele prefectului pentru constituirea comisiilor tehnice județene și constituirea grupurilor tehnice de lucru. Au fost emise ordinele prefectului pentru stabilirea dimensiunii ștampilelor biroului electoral județean și dimensiunii ștampilelor de control a secțiilor de votare. În cazul ștampilelor, biroul electoral județean deja au și fost numărate către președinții celor două birouri electorale județene. Toate informațiile referitoare la alegerile prezidențiale și cele parlamentare se regăsesc, ca de obicei, pe pagina instituției prefectului. Pe data de 27 vor fi organizate 27.09, ora 10 vor fi organizate instruirile cu secretarii generali ai UAT-urilor, precum și cu primarii. La ora 10 cu secretarii, la ora 12 cu primarii, în format fizic, în sala Nicolae Iorga. AIEP a desemnat reprezentanții în cele două birouri electorale județene în persoana domnului Sădescu la alegerile parlamentare și domnului Cioabă la alegerile prezidențiale. Luni va fi o ședință organizată de AIEP cu reprezentanții UAT-urilor pentru a pune, să spunem, într-o stare de normalitate secțiile votare. Știți foarte bine că în municipiul Botoșani sunt lucrări de reabilitare pe majoritatea, să spunem, a școlilor. Deocamdată avem și modificări ale secțiilor de votare în comunele, mă refer la locație, în comunele Havârna, Hudești, Răchiți, Mihai Eminescu și Concești. Pe măsură ce activitățile specifice procesului electoral, vom organiza conferințe de presă și vă voi comunica în timp util. Astăzi voi emite și ordinul prefectului pentru stabilirea sediului biroului electoral județene. Dacă inițial în legislație nu era prevăzut, ieri a venit ora de urană care precizează foarte clar că se va emite ordinul prefect pentru stabilirea sediului biroului electoral județene. Cu acordul dumneavoastră, aș vrea să vă mai informez că în această săptămână s-au centralizat, vorbim despre cerceta pedologică din județul Botoșani, comisiile care au fost trimise în teren pentru a constata nivelul calamităților generate de secetă pedologică și-au finalizat activitatea. În speță, pentru culturile de primăvară, la nivelul județului Botoșan sunt calamitate în procentaje diferite, știți foarte bine, 100%, 102.511 hectare, deci o suprafață foarte mare, iar pentru culturile de toamnă în jur de 35.000 de hectare, 36.000 de hectare. Deci dacă ne raportăm la culturile de primăvară și de toamnă, vedem că cele de toamnă au fost cumva producția a fost cumva mai bună. Urmează, știți foarte bine, înaintarea acestor documente către guvern și stabilirea cuantumului
care le vor primi fermierii pentru suprafețele calamitate. Privitor la începerea anului școlar, vreau să vă informez că deja am primit o petiție de la comitetele de părinți din liceul de altă Ștefan Ochean, care și-au relocat activitatea la liceul Petru Lareș, fostul liceu agricol, care este, să spunem, în zona de risc, în care îmi solicită, în primul rând, o mai bună monitorizare sau o monitorizare permanentă a zonei liceului Petru Lareș și a zonelor adiacente. Referitor la acest lucru, știți foarte bine că în 2021, dacă nu mă înșel, am solicitat în mod oficial OAT-ului municipiului Botoșani suplimentarea și înlocuirea hanelor care nu au, să spunem, nu înregistrează calitativ imaginele din acea zonă. Urmarea petițiilor zonului de risc municipiului Botoșani. Voi face din nou o solicitare scrisă către municipiul Botoșani referitoare la acest aspect, având în vedere că pe data de 12 septembrie 2024 prefectul județului Botoșani a aprobat planul teritorial cadru de acțiune pentru siguranță școlară pe care am să vă pun la dispoziție. O să observați, fiind un plan aprobat prin ordine la prefectului, din punctul meu de vedere este public, aici sunt o multitudine de măsuri și de acțiuni referitoare tot ce înseamnă siguranța școlară pe teritoriul județului și pe teritoriul municipiului Botoșani. Sunt lucruri care ar trebui să, inclusiv indicatorul lucruri care ar trebui să desfășoare o anumită regularitate și care și teoretic și practic ar trebui să aducă liniștea în municipiu și în județ. Bineînțeles, acest plan nu este o noutate. Știți, a fost valabil și în anul 2023-2024. Important este ca noi toți, și aici mă refer la toate structurile implicate, Inspectorat Școlar Județean, Inspectorat de Jandarmi, Inspectoratul Județean de Poliție, Poliția Locală, DGASPC, DSP, toate instituțiile care sunt parte a acestui plan să acționeze împreună pentru obiectivul principal care este siguranța elevilor din județ. O să... Eu am trecut peste măsurile cuprinse în acest plan. Eu am avut o ședință ieri cu șeful IPJ și cu șeful Inspectoratului Școlar Județean. Prima direcție de acțiune este cuprinsă și în plan. Este referitoare la identificarea timpurie a elevilor vulnerabili la acte de violență, precum și a celor cu risc de dezvoltare a comportamentelor agresive, a elevilor cu potențiale violent și a cauzelor acestui comportament în vederea includerii într-o listă a elevilor cu elemente de risc. Prima mea întrebare a fost dacă din cei 13 tineri care au participat la acel eveniment au fost incluși în acea listă. Pentru că și teoretic și practic, dacă acest plan de acțiune ar funcționa, ar fi trebuit să apară acolo. Dacă nu apară acolo, înseamnă că mai avem de muncit toți împreună la un plan care este pe hârtie, dar trebuie să fie și în realitate. Al doilea punct pe care l-am discutat ieri cu colegii de la structurile de ordine au fost măsurile specifice. Știți foarte bine că măsurile specifice acestor instituții, fiind specifice, nu neapărat pot fi publice, dar sunt măsuri, să spunem, de aducerea în stare de normalitate a respectivei zone.
Clar, una dintre, dintre priorități este și la cerința părinților și la cerința cetățenilor în municipiul Botoșani, este suplimentarea numărului de patrule. Chiar am primit asigurări că vor fi 24 din 24. Eu le-am comunicat colegilor că, locuind chiar adiacent acelei zone, voi fi prezent să văd dacă într-adevăr partea de patrulare funcționează. Cam asta ar fi. Ar mai fi, azi dimineața am trimis, am finalizat de fapt nota de fundamentare pentru spitalul nou de la Arabani. Sperăm ca în timp util să fie aprobată de guvern. Ceea ce înseamnă că vom avea un spital nou la Arabani. Dacă aveți întrebări, vă rog. Au fost incluși cele pe listă sau nu? Astăzi aștept răspunsul, vă voi comunica. Da, a fost, discuția a fost despre patrulele pedestre. Da, numărul de polițiști a scăzut sau numărul de polițiști din birouri a crescut? Nu, nu. Numărul de, știți foarte bine că cel mai, și în, nu vreau să mai duc aminte celălalt mandat, întotdeauna cea mai mare problemă a fost numărul lucrătorilor de la ordine publică. Știți foarte bine că întotdeauna se dau comunicate și la nivel național referitoare la deficitul de cadre din Ministerul de Interne. Sperăm să reușim cu oamenii care avem să... Numărul angajaților IPJ a scăzut? E același. Ca înainte. Nu, nu, e același, dar numărul de posturi vacante nu au fost... Adică sunt mai mulți oameni la birouri decât înainte. Asta, dacă ați reușit să intrați, nu, am putea să solicit de la domnul comandant o situație cu, vă referiți la cei operativi... Păi nu mai sunt la ordine publică, dar sunt pe alte birouri, pe alte secții. La numărul... E ca la apă. E ca la apă, lucrează două echipe și... Am solicit o situație în acest sens. Și o să vă garantez că o să scoate mai mult oameni. La secțiile de votare, nu știu, vor mai fi secții care să funcționeze în locații din astea mai ciudate? De fapt, din modificările care le-am primit, în general a fost vorba, dacă la, până acum secția de votare era în interiorul primăriei, primăria reabilitându-se se mută în Căminul Cultural, dacă era în Căminul Cultural se reabilitează, se mută în secția primăriei. Nu am avut un singur caz, dacă mi-aduc aminte, cu sediu în la vârful câmpului, într-un bar. A fost un caz izolat în 2020. Eu sunt convins că anul ăsta nu o să avem situații de genul ăsta. Dar știți foarte bine că, ca să fiu la sentimentul dumneavoastră, este venit o radiogramă a Apple în care precizează foarte clar, pot să vă și dau un document public, condiții pe care trebuie să îndeplinească o secție și votare. Unde vor fi sediile birourilor electorale? Sediul biroului electoral județean, cele aici. A, deci tot aici. Da. Și în ceea ce vedeți școlile aflate reabilitate de spăzărul municipiului Botoșani, care nu pot să-i tocmai asta vă spuneam. Am vorbit cu colegii de la el, luni va fi ședința cu reprezentanții municipiului Botoșani, la care va participa administratorul public, în care vor stabili foarte clar, nu, secțiile de votare care se aflau în interiorul școlilor care se reabilitează, să prezinte locația și să verifice dacă îndeplinesc condiții. Și știți câte camere au fost înlocuite din cele care nu mai erau performante? Și ați cerut în 2021? În 2021, ulterior, dumneavoastră să știți asta, că am fost puțin rupt de realitate, a fost chiar o știri pe care ați prezentat pe voi, în care ați spus că municipiul Botoșani a suplimentat numărul de camere, dacă nu mă înșel, în piața centrală, locația efectivă, localizarea efectivă a celor camere care au fost înlocuite sau care sunt suplimentate, nu știu, dar o putem solicita de la cei care poliția locală. O discuție care am avut-o este o idee, o solicitare mai veche vis-a-vis de
accesul celor de la jandarmi la sistemul de supraveghere al municipiului Botoșani. Și polițiștii vor să face la ora 1 noaptea? Am spus 24. Chiar dacă e frig? Va fi și 4 ore de jandarmi? Cu câine? N-am discutat acest aspect. Patrulele vor fi minste, dar dacă doriți, nu știu exact care este efectivul care de la cele două unități. Dar voi discuta inclusiv acest aspect. Nu, că avem și foarte mulți maidanezi și n-ar strica să ia așa la patrulă măcar. Da, ne întoarcem la, la primărie. V-ați stabilit echipa de la cancelare? Da, echipa de la cancelare. Rămâi aceeași? Mai puțin Sorin. Sorin Cornilă. Sorin Cornilă. Ok. Mai puțin Sorin, da. Mai aveți motor, dacă nu... IPJ-ul, dacă nu mă înșel, eu cred că în jur de... Dar aici ne referim la tot județul, da? Nu neapărat. Ar trebui să, asta chiar nu știu, la nivelul municipiului Botoșani. La nivel de județ, cred că sunt în jur de 1300 de salarii, 1250 de salarii. Păi mai mulți la birouri, că înainte erau mai puțini și erau mai multe patrule pe stradă. 700 erau, da, 800-700 erau. Aici se incluse și posturile vacante. Îmi spune statul de funcție. Nu m-am pregătit cu această începare. La următoarea ședință vă spun. Eu știu că erau în jur de 300. Gândiți-vă că de-a lungul ultimilor ani numărul celor care s-au pensionat a fost foarte mare. Eu vă spun că și noi astăzi m-am întâlnit cu cei care au lucrat de-a lungul timpului în structurile Ministerului Interne și care deja sunt pensionați. Dar nu lucrau la ordine publică. Dar nu lucrau în alte structuri care și alea sunt necesare, criminalitate. Dar credeți cumva că perioada asta de școlarizare de la școlii de agenți este suficientă pentru a pregăti un viitor polițist sau jandar? Mulțumesc, domnul Seriu, pentru întrebare. Nu sunt foarte... Nu sunt un bun specialist în ceea ce înseamnă pregătirea militară, să spunem. Dar dacă veți avea ocazia să vă întâlniți cu oameni care au lucrat foarte mulți ani în acest domeniu, mă vor spune dacă... Știți foarte bine, de-a lungul timpului, chiar și în perioada comunistă, cred că perioada de, de pregătire a cel puțin agenților era la un an de zile, 12 ani. Da, păi nu aveam. În structurile militare nu mai este obligatorie stagiu militar. Știți că a fost introdus un proiect de lege pentru un stagiu militar obligatoriu de 6 luni de zile. Deci dacă facem o paralelă, stagiu militar obligatoriu 6 luni de zile, care din punctul meu de vedere este considerat satisfăcător pentru învățarea tuturor elementelor, și stagiu de, de pregătire al agenților de 6 luni de zile. Asta, aici trebuie să luați în calcul, din punctul meu de vedere, și cele, cei 2 ani de zile în care instituțiile de, de, care scoteau, care pregăteau și livrau agenți, nu au funcționat. În perioada în care dumneavoastră ați spus că ați fost un pic rupt de realitate, aici, pe la noi, a venit un ministru al mediului, s-a întâlnit cu prefectul și președintele Consiliului Județean și urmau să aibă loc niște ședințe lunare, dacă nu mă înșel, de progres, vizând barajul de la vârful câmpului. Știți cumva, de când ați venit acum, când e următoarea ședință lunară? Mulțumesc pentru întrebare. Sunt convins că n-aș fi putut să fie săptămâna aceasta, pentru că... Nu, că n-a fost niciuna, nu n-a fost niciuna până acum, de-aia vă spun. Okay. Atunci am să iau legătura cu domnul ministru. Așteptam să depună jurământul și domnul Iftime, dar tot am așteptat... cum a spus dumneavoastră, păi, să putem să mai așteptăm în urmă de zile ca să facem acele ședințe de progres. Pentru că, de fapt, ce vreți dumneavoastră, dar dacă facem ședința de progres astăzi... Faceți cu Ministerul Mediului, că de acolo vin bani. Ministerul Mediului, ok. Cine este beneficiarul? Guvernul României, nu, nu Consiliul Județean. Cine este beneficiarul acumulării de aluși companii? Investiții? Consiliul Județean Suceava, de cum nu.
administrația bazinală Sireni. Înțeles. Răspund eu. Ok. Așa e, nu? Cu prutul nu fi. Din păcate, acel proiect este o investiție administrație bazinală Sireni. Și într-adevăr, da, putem merge, dar în mod sigur și obligatoriu cu colegii de la Suceava, care sunt beneficiari investiției. Nu mai sunt. Nu, este o lizieră. Asta nu trebuie să trebuie să întrebați pe colegii de la... Și lalele. Și niște lalele. A, de la mine nu știam. Nu știam de o lizieră din copaci foarte rare. Ca distanță între ei, da.